Hai, salut, boys, și bine v-am regăsit la un nou episod de CS1.6. De data aceasta, după cum ați văzut și din titlu, o să vă arăt setările mele din CS1.6 pe 2024. N-am mai făcut un video de genul din 2022 și am zis să facem pentru că s-au mai schimbat câteva chestii, având în vedere că mi-am schimbat și PC-ul. O să vorbim despre asta pe parcursul videoclipului. Dar înainte să începem, aș aprecia enorm de mult dacă ați dat și voi acolo un like, să faceți și noi 100 de like-uri. La 100 de like-uri o să facem un video cu setările de pe CS2 și un subscribe, pentru că foarte mulți dintre voi care vă uitați nu sunteți abonați și aș aprecia enorm de mult dacă apăsați și voi acolo pe butonașul ăla de subscribe. Mai avem puțin și facem și noi 18.000. Doamne ajută, și hai să începem cu setările. O să vă arăt prima dată setările pe care le am în, aici la Options, după care o să intrăm pe un server și o să vă arăt și câteva comenzi utile pe care puteți să vi le puneți și voi în consolă când intrați pe CS. Știu că nu mai sunteți așa de mulți care vă jucați CS1.6, dar pentru cei care se joacă facem un video aici informativ, sau poate mai sunt și copii care se apucă acum de CS1.6. Deci intrăm la Options. Țin să menționez că am CS-ul cumpărat de pe Steam, dar în mare parte setările sunt aceleași, o să vă zic eu unde diferă. Bun, la multiplayer vă puneți numele, după nou update s-au schimbat câteva chestii, s-au băgat mai multe tatuaje, puteți să vă puneți aici ce tatuaje vreți voi. Așa, eu uite, o să mi-l pun pe ăsta cu Valve. Ținta, mereu o țin pe small, translucentă o debifăm. Și eu o țin mereu pe green, puteți să vă puneți red, blue, yellow, ce vreți voi, eu pe green o țin pentru că așa îmi place mie. Astea sunt setările de la Multiplayer Advanced, vâgui menus, dacă puneți pe old style o să vă arate doar scrisul, nu o să vă mai deschide tot meniul de la buy. Și astea sunt setările care sunt bifate, radar type transparent, ok. La audio n-am prea multe setări, sound quality high, volumul e dat pe 0.02 ca să mă înțeleg și cu oamenii când fac live sau ceva. La video, în schimb, avem setat pe OpenGL, s-a schimbat data trecută, știți că aveam altă rezoluție, acum mă joc Full HD, din cauza că nu mai am PC-ul cel vechi, acum mă joc de pe un laptop. Mi-a schimbat mai multe chestii, o să vă las în descriere link către de unde mi-a cumpărat laptopul și cât costă. Am link către monitor, către microfon, către mouse, către toate chestiile, vi le las în descriere dacă vreți să vedeți ce setup am. Am un laptop Asus. Bun, rezoluția e pe Full HD, widescreen, n-am ambifat windowed mode pentru că nu pot să mă joc windowed mode. Allow widescreen field of view. Nu bifăm asta, bifăm ultimele două ca să se vadă mai bine. Voi, în schimb, puteți să le debifați pentru mai multe FPS-uri. Pentru mai multe FPS-uri puteți să le debifați chiar pe toate. Dar eu o să le las așa. Brightness-ul și gamma sunt date la maxim pe high și astea sunt setările mele de pe CS1.6. Auto aim, sensitivitate văd că e 3.0. Acum văd că s-a schimbat și chestia asta pentru că acum am alt mouse. O să vă las link și către acestea în descriere. De Dragon cu 10.000 DPI, da? Deci cu 10.000 DPI, sensibilitatea 3.0. O să intrăm puțin pe joc și vă zic dacă o schimbăm. Aici o să vedeți, sunt date pe default, sunt schimbate doar câteva chestii, o să vi le arăt acum când intrăm în joc. Pe rotiță sunt puse câteva chestii, la voice sunt bifate, date la maxim și content. Bun, am bifat aici content lock ca să nu se mai vadă sângele, pentru că atunci când făceam live pe TikTok se vedea sângele și îmi primeam mesaj că vezi doamne e violent, ce fac eu, ce mă joc eu e violent. Și am bifat aici content lock pentru inappropriate for younger players, adică nu e ok pentru playerii mai tineri, mai tinerei, să nu se vadă sângele, am bifat aici. Dar voi vă recomand să nu țineți bifat, eu nu aș ține bifat aici dacă nu aș face stream pentru că îmi place cum se vede sângele și așa mai departe, dar pentru stream îl țin bifat. Apply, ok. Hai să intrăm pe un server să vă arăt și niște setări utile. Bun, și vedeți că avem aici niște setări. În primul rând pentru țintă, e dată pe small. Țineți minte, cu cât aveți rezoluția mai mică, cu atât aveți și ținta mai mică, da? Bun, și prima comandă, CL Dynamic Crosshair 0, mereu țin pe 0 pentru ținta mai mică. Asta e o setare pentru țintă. Ca să vi se schimbe armele fără să dați voi click, de exemplu, o să vă las oricum toate comenzile în descriere. Hood Fast Switch 1, da? Dacă îl punem pe 0, vedeți că atunci când vrem să schimbăm de pe cuțit pe armă, vedeți că nu le schimbă automat, trebuie să dăm 1 click, 2 click, 3 click. Dacă le punem Hood Fast
Switch 1, le schimbăm automat fără să mai dăm și click. Foarte important, ca să nu se miște arma atunci când mergem, scriem în consolă clbob 0, da? Dacă punem clbob, nu știu, 0.03, o să se miște arma atunci când mergem, așa că, na, pentru o acuratețe mai bună, clbob 0, nu se mișcă arma, nu nimic. FPS-urile eu le țin pe 150 pentru că am un monitor de 144 de Hz și nu am nevoie de mai multe FPS-uri. Voi puteți să le țineți la câte vreți voi, dar vă recomand să nu, dacă vă jucați mixuri sau ceva mai pro, să nu puneți FPS max 999, să aveți maximul de FPS-uri. Dacă vă jucați, nu știu, B-Hop sau Surf, puneți-vă maximul de FPS-uri acolo, o să vă ajute, sau Furien. Și foarte important, ca să nu se blocheze la 100, FPS override 1, da? Pentru că dacă o să-l pun pe 0, o să mi se blocheze la 100 de FPS-uri. Nu știu dacă mai merge, ia să văd. Graf 3. Ah, uite, deci dacă o să-l pun FPS override 0, mi-l blochează automat la 100 și o să-l las la 1 ca să l-am blocat la 150. La CS-ul care nu e pe Steam, CS-ul piratat, era cu developer în loc de override, FPS override, era cu developer 1, ca să sară de 100 de FPS-uri pentru CS-urile care nu sunt pe Steam. De asemenea, scrieți-mi în comentarii dacă aveți nelămuriri pentru cei care au CS 1.6 de pe internet, dacă nu vă merge vreo setare sau aveți întrebări legate de, bă, Halogen, uite, eu am CS 1.6 de pe internet, cum fac aici, sau ce setare pot să pun aici ca să semene cu cea de pe Steam. Scrieți-mi în comentarii și eu o să vă ajut cu mare drag. O altă comandă, vedeți SR-ul ăsta sau cum îi zice pe care îl fac, da? Totul se face din rotiță, mai exact, eu și jump-ul l-am din rotiță, îl am și de pe space, dar îl am și din rotiță. Scroll în sus am jump și scroll jos am duck, ca să pot să fac SR. Bun, comenzile astea, bind, mwheel, up plus jump, da? Dacă dăm enter, când o să dăm de rotiță în sus, o să sărim. Asta e o setare bună ca să faci b-hop, știi? Pentru că faci mai ușor b-hop din rotiță decât ai face cu space. Bun, și pentru sr punem bind, mwheel, down plus duck. Da? Asta ca să facem sr-ul ăsta. Ca să faceți un SR și mai de calitate, atunci când dați de rotiță în jos, apăsați și CTRL. Dacă doar dați așa, o să faceți, dar cu CTRL faceți mult mai bine. Aproape nici nu se mai aud pașii. Ok. Acum o comandă super utilă dacă vreți să vă schimbați automat arma de pe mâna stângă pe mâna dreaptă. Puteți să puneți așa, bind, mouse 4, o să vă pun acum să vedeți. Pune cu ghilimele. Eu acum pun niște butoane de la... de la mouse, dar o să vă arăt cum să puneți și cu taste. Cl right hand 1, da, și punem și mouse 5, cl right hand 0. Ei, acum eu când apăs pe butoane, o să se schimbe automat. Haideți ca să vă arăt, nu știu dacă ajung cu mouse-ul până la cameră. Aici am două butoane, nu știu dacă se văd. Astea două, 1, 2. Și eu când apăs pe butoanele astea, mi se schimbă automat, da? E mai, mult mai ușor din mouse. Dar dacă voi nu aveți aceste două butoane la mouse și aveți un mouse mai simplu și totuși vreți să vă schimbați arma așa fără să stați să scrieți în consolă, puteți să vă puneți în loc de mouse 5 să puneți o tastă pe care nu o folosiți, cum ar fi L, L right hand 0, și în loc de mouse 5 puneți K, că nici asta nu folosiți, că nu vorbiți voi. Și ca să o schimbați automat, apăsați C sau L. Stați că am pus la amândouă 0, așa. La una puneți 1 și la una puneți 0, foarte important. Da? Și apăsați K sau L și vă schimbă automat. Dar eu o să le las, având în vedere că am mouse-ul. Așa, să le schimb puțin. Așa. Am în vedere că am mouse-ul, o să le las... o să le las pe mouse pentru că mi-e mult mai ușor. Bun, și cam astea ar fi comenzile, nu prea multe comenzi, nu mă joc mai mult default, na, nu prea, mai sunt unii care folosesc CL, CMD rate sau cum era, CMD rate, da,
100 sau nu mai știu cum puneau, rate 250.000 sau nu știu, nu prea folosesc, astea sunt setările pe care le folosesc ca să mă joc cât de cât ok. Deci, da, nu prea multe setări, v-am spus. Cam astea sunt, majoritatea sunt default, dar am zis să fac un video informativ să vedeți așa cam care sunt comenzile mele. Și dacă vreți să vedeți un video cu setările mele de pe CS2, nici alea nu sunt complicate, dar dacă totuși vreți să-l vedeți, dați și voi acolo un like să facem 100 de like-uri. Și cam ăsta a fost și episodul nostru. Dacă v-a plăcut, dați și un subscribe. Până data viitoare, vă salut, gen. Pa, pa!